de ce l-ați ales pe domnul Gheorghe Vlase să fie ambasadorul F-Max în România și ce presupune acest proiect? Gheorghe Vlase e un profesionist în sensul adevărat al cuvintei, în sensul că cunoaște extrem de bine camioane, e un tipicar, notează absolut tot. Ce m-a impresionat de el este când am văzut flight log al camionului care a avut până acum. De fapt a registrat pe toate traseele numărul de kilometri, consumul, presiune cauciurii și m-am gândit că este o persoană absolut potrivită pentru o testare de amploare pe care noi dorim să înțelegem și să comunicăm în mod absolut transparent la toți clienții noștri rezultatele adevărate a lui 1 F-Max pe drumul din România în faza inițială, primele 6 luni și poi pe drumul din comunitate. Și sunt convins că această raportare ne voi ajuta foarte mult să susținem faptul că cu Ford Max fiecare kilometru este mai ieftin. Presupune rolul dumneavoastră de ambasador al camionului Ford F-Max. În urma experienței mele acumulate în cei 16 ani pe diferite tipuri de camioane, fiind și unul dintre primii cumpărători de Ford, în urma unei discuții cu Stefano Albarosa, s-a picat de comun acord ca noi să facem acest proiect în care să testăm în condiții reale, cu bune și cu rele, produsul F-Max. Și în momentul exploatării acestui camion să culegem și să ne documentăm anumitor parametri care vor fi analizați la nivel profesionist. Care este rolul dumneavoastră în acest proiect? Aparent unul simplu, în sensul că voi monitoriza activitatea camionului, însă, având în vedere datele care vor fi furnizate și de către domnul Vlase și de către camion, se vor complica pe parcurs, pentru că trebuie să ținem un spectru de 4 direcții legate de confort, siguranță, eficiență și cost. Toate astea într-o analiză profundă a performanțelor, atât ale camionului cât și ale conducătorului auto. Concluzia va fi una cu caracter informativ, pentru că vor fi publicate pe canale social media.